Alexandru Avram, secretarul general al Ministerului Mediului, a participat la conferința Dialog despre accesul la apă curată în județul Timiș organizată de Consiliul Județean Timiș prin Nona Micicoi. În cadrul conferinței s-au preluat problemele specifice implementării celor 17 proiecte PNRR din Timiș. Cele 17 proiecte totalizează aproape 350 de milioane de lei, care vor dezvolta aproape 400 de kilometri de conducte pentru apă curată și canalizare, îmbunătățind calitatea vieții din mediul rural timișean.